Salut la toată lumea! Primul bilet de astăzi care o să bilas este un bilet șansă format din 11 evenimente cu o cotă totală doar de 33. Primul meci este din Thailanda, Port PC cu rayong 1 și 2. Plus. În tur a fost 7 la 2 pentru gazde. Mă aștept și astăzi la un meci spectaculos dar eu cred că 1 și 2, 2 plus este un pronostic bun meciul numărul 2 din Germania Union Berlin cu Hoffenheim 2-5 goluri, după părerea mea este un meci în care te poți aștepta la orice și pariu ăsta mi se pare destul de bun, meciul 3 din Danemarca Almagher cu Hobro 2-5 goluri, 1-34 în general au fost meciuri foarte spectaculoase între ele, meciul 4 din Belgia, Riense cu Serain, 2-5 goluri, o cotă de 1,37. Meciul 5, Jurgatin cu Umea, 2-5 goluri, o cotă de 1,38. Meciul 6, Steaua Roșie, Proleter, Super Extra 1, o cotă de 1,28. Are 7 din 7 sau 8 din 9 până acum Steaua Roșie. Napoli, Benevento, 2-5 goluri, la fel te poți aștepta la orice în meciul ăsta. Meciul numărul 8, Villanova cu Iaragua din Brazilia, nu marchează ambele și 3 plus, o cotă de 1.45. Meciul 9, Westerlo cu Denize, 2-5 goluri, o cotă de 1.45. Meciul 10, din Costa Rica, Aiolense cu San Jose, 2-5 goluri. Și ultimul meci, Boca Junior cu Sarlemitano Mitano, 0-3 goluri în meci, o cotă de 1.35.